Bilanț Provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Bună dimineața! Este astăzi alături de mine domnul Tudor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie 89. Un subiect incredibil, ar spune mulți, revoltător, ar spune mulți de asemenea. Normal, nu cred că sunt mulți care vor spune, dar subiectul despre care vorbeam domină și a dominat actualitatea săptămânii care se încheie. Și nu numai asta, domnule Mărieș, numai din cauza sau grație dumneavoastră. Klaus Iohannis a emis un aviz favorabil pentru începerea urmăririi penale față de Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu. Aproape 30 de ani, după evenimentele pe care le cunoașteți, erați deja pe baricade în 21 decembrie 89. Astăzi suntem într-un nou început sau e sfârșitul unei lupte de 30 de ani? Salut și eu, ascultătorii dumneavoastră. Le mulțumesc pentru fidelitate, pentru că i-am simțit și eu aproape, nu știu, cred că dumneavoastră sigur i-am simțit mult mai aproape fiind zilnic, dar i-am simțit și eu de-a lungul anilor și inclusiv postul dumneavoastră pentru sprijinul acordat cam de multicei ani. Am apreciat totdeauna profesionalismul și încă o dată vă mulțumesc. Ce se întâmplă e normalitate. Numele tuturor echipei, dar e normal, asta vreau să spun și eu, ne facem treaba de jurnalist normal. Este normalitate, adică sper să fie cât mai mulți care să spună că tot ce s-a întâmplat în această săptămână sau tot ce se întâmplă în ultimii 2 ani este normal să se întâmple. Da, stați puțin, e normal să se întâmple nu după 30 de ani. De acord cu dumneavoastră, nu după 30 de ani nu mi-aș fi dorit niciodată sau, și nu sau, adică să se elucideze un mister, care încă mister, asta e ideea. Deci nu... Exact, exact, am înțeles nuanța. Nu este vina noastră, nu e o scuză, dar noi am făcut tot ce a fost omenește Asociația 21 decembrie, tot ce a fost omenește posibil. Personal am riscat de multe ori mergând chiar și în nebunia grevei foamei pe care nu mi-am dorit-o niciodată, nu am făcut vreo profesie din asta, dar n-am avut în control. Am fost momente, cum a fost momentul 2004 când am oprit prescrierea crimei, pe 7 decembrie 2004, cu Ion Iliescu președinte, cu Adrian Năstase prim-ministru, nu se știa cine va ieși în turul 2, foarte complicat. A fost un moment mare, practic a fost momentul, nodul care ne-a dus până astăzi, pentru că dacă acel eveniment n-ar fi avut loc, totul se năruia. Ideea următoare, permiteți-mi să fac un mic rezumat pentru tinerele generații. Dumneavoastră îi acuzați pe cei trei de ceea ce cei trei și mulți alții de infracțiuni contra umanității. Ei neagă cu o energie și o tărie constantă aceste acuzații. Ceea ce cereți dumneavoastră este un proces. Până la proces și până la verdictul final, orice acuzat este inocent. Prezumția de nevinovăție, prezumția de vinovăție. Suntem acum într-o fază juridică de începere a urmăririi penale pentru cei pe care am menținut și mai este un personaj despre care am să vorbesc, care este și el sub urmărire penală, care este poate și mai simbolic decât toți cei menționați până acum, de mai mult decât domnul Iliescu, Roman și Voican Voiculescu, și mă refer la domnul Brateș, dar o să revenim ulterior la asta. Deci această luptă dusă împotriva unui sistem judiciar la noi în țară, nu în altă parte, care s-a opus permanent, sigur, sistemul în sine, mă refer aici la procurorii care au anchetat, cu două excepții. Excepțiile sunt confirmate de către însuși instituția de care vorbim, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație Justiție, într-o solicitare pe care a primit-o de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de la CEDO, confirmă printr-o presă că singurele perioade în care s-a lucrat în aceste dosare sunt anii 1998-99, președinte Emil Constantinescu, și 2005-2007, președinte Traian Băsescu. În rest, justiția a fost ștrangulată, la comandă politică și militară, pentru că am avut o comandă politică și militară începând cu seara din 20. Traian Băsescu a stat mai mult în scaun, nu numai 2 ani. Deci este adevărat, numai că în anul 2007, Curtea Constituțională, care avea o componență destul de proilistă, în proporție foarte mare,
domnul Vida, domnul Ninosu, oameni care erau foarte apropiați. Proelistă fiind pro-Ion Iliescu. Pro-Ion Iliescu. El de noi trebuie să pun subtitluri aici, asta e o parte din jobul meu. Și în aceste condiții, Curtea Constituțională, la momentul respectiv, a intervenit, dosarele erau într-o proporție foarte mare, apropiate spre finalizare, s-au speriat și au dat o decizie, au luat dreptul parchetului militar de a finaliza acest dosar, spunând că sunt îndreptățiți civilii. N-am avut cum să mă opun. Până la urmă era o decizie care era pro-europeană. Noi intrasem deja în Uniunea Europeană și am înțeles această decizie, doar că acolo unde ele au plecat, la secția civilă, acei oameni care au preluat dosarul, și mă refer în primul rând la procurorul Sutiman, dar din păcate și doamna Chioveși, în calitate de procuror general, l-a scos personal pe Ionilescu de sub urmărire, neînlăsându-ne cale de atac. Adică, e bun, e o rezoluție a procurorului general de a scoate de sub urmărire, dar mie îmi dai o cale de atac? Calea de atac n-am avut-o, pentru că a scos cel mai înalt magistrat procuror din România și atunci am rămas fără cale de atac. Bun, dosarele au rămas închise, noi am acționat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 2007-2009 a fost un ping-pong de schimb de adrese, solicitări către statul român prin intermediul agentului guvernamental care se află la Ministerul de Externe, așa mai departe. Statul român nu răspundea. În final am reușit să rupem hățurile, să spun așa, la Ministerul de Externe și au plecat 40.000 de file din dosarul Brașov către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Referiți la revolta de la Brașov? Nu, mă refer la un caz de la Brașov, și mă refer aici la doamna Vlase, da, ucis băiatul în 89, un copil de 19 ani, dânsa a venit alături de asociație în acțiunea, deci, de la CEDO. Un caz personal. Un caz, am plecat cu un caz. De acolo. Asta e calea de atac în drept, în principiu. Da. Și s-au dat documentele de la Brașov pentru cazul Vlase, ele s-au întors după aproximativ 9 zile din Franța, de la Strasburg, la Asociația 21, și am zis, domnule, am creat un precedent după 70 de ani în România, în sfârșit un dosar aflat în fază de cercetare, avem acces la el. Pentru că ați venit pe un caz individual. Da. Și am solicitat câteva luni să ne fie remis tot dosarul, pentru că nu era doar doamna Vlase în dosar, dosarul avea următoarea componență: Asociația 21 decembrie, Mărie și Vlase contra România. Nu mi s-au dat și atunci am apelat la această formă de protest complex sub lege, cum îmi place mie să spun, adică eram acoperit de solicitarea Curții Europene, care spunea arme egale, puneți la dispoziție tot ce aveți voi și asociații. 76 de zile de greva foame ca să obțin dosarul, o nebunie totală, cu CSM, cu procurori, cu copieri, cu 20 ceva de xeroxuri, blocat parchetul și așa mai departe. Luăm documentele, dar nu-mi dau jurnalele de luptă. Promițând că o să fie desecretizat. Explicați, vă rog, ce sunt jurnalele de luptă. Ce sunt jurnalele de luptă? Jurnalele de luptă sunt acele evidențe pe minute, pe ore, pe zile ale unităților militare, de unde s-a primit ordin, cine dă ordin, câți soldați ies din cazarmă, ce muniție și așa mai departe. Jurnal de luptă care nu pot fi contestate nici măcar cu martori în instanță. Jurnalul de luptă e jurnal de luptă. Erau vorba de 108 jurnal de luptă ale armatei, și care se aflau în componența dosarului, adică ele fusese ridicate de la Pitești, acolo unde se aflau în arhivă, și erau în custodia procurorilor de la Înalta Curte, o probă, sau cea mai importantă probă pentru noi. De ce? Pentru că acolo era confirmat cât s-a tras în 21 decembrie, 1.990.000 ceva de mii de gloanțe în seara de 21 decembrie, aproape câte unul pentru fiecare bucureștean. 22 decembrie și până în 26, 12, peste 12.600.000 de cartușe trase, de gloanțe, plus obuze de 100, adică obuze de război, care s-a tras în direcția 5, în Palatul Regal, în alte clădiri din Muzeul Național, în Biblioteca Națională. Deci, pur și simplu situație, în vilele de peste... Vis-a-vis de televiziune, exact, Dorobanți. În Dorobanți.
Și a trebuit să apelez la al doilea protest, la fel de lung, chiar mai lung, 78 de zile, până ce am reușit a reușit guvernul Boc să desecretizeze și să ni le pună la dispoziție, dar a fost punctul forte al nostru, să spun așa, și este punctul forte al dosarului. Am reușit să convingem la Curtea Europeană a Drepturilor Omului că în România s-au întâmplat mari grozăvii în acea perioadă, nu doar așa. Repet, pentru mine, eu nu vreau să aud de 1000 de morți. Unul era prea mult. Oricând vorbim deja de ordinul sutelor spre mie, după 22 decembrie și până în 22 decembrie, iar de aproximativ 300, câteva mii de răniți, mutilați, e groaznic. Deci, domnule Mărie, să-mi pun o întrebare simplă. Vorbeați de 1000 de morți, nu uitați că am plecat de la 60.000, declarație oficială, da? Domnului Silviu Brucan, în primele zile eu n-am folosit termenul de revoluție, niciodată n-am să încep acum, deci da, stolovitură de stat, clar, asta este teoria multora. Reamintesc pentru buna înțelegere acestui dialog că eram atunci aici în România ca trimis special aceluiași radio, Radio France International de la Paris, deci am fost în rândul întâi în permanență, acolo ne-am și cunoscut, da, ca lucrurile să fie foarte clare. V-ați modificat o secundă analiza asupra celor întâmplate, nu, până la urmă? Nu. Niciodată și nu o să găsiți nicăieri o declarație a lui Mărieș care să... Nu, și eu, pe de-aia vă întreb că încă o dată. Deci ne cunoaștem, deci rămânem, de atunci. Rămânem pe aceeași... Discursul eu l-am văzut același de atunci și vreau să vă întreb altceva. Am precizat ca lumea să fie exact în temă cu cele spuse. M-aș întreba un singur lucru. Începând de azi, de acum, din săptămâna asta, e crucială, de-aia v-am și invitat. Ce se poate întâmpla? Tehnic vorbind, lăsăm cu morala, o să mai discutăm mai încolo, poate. Dar tehnic vorbind, estimați că ați ajuns la ceea ce francezii numesc un point de non-retour, adică acest proces va exista? Vreau să cred că nu se poate da înapoi, deoarece simt opinia publică mult mai atentă și mult mai bine informată, chiar și față de cea din urmă cu 10 ani, când eram în situația inițială, adică Ion Iliescu și... Dar ce a determinat această schimbare? Ce vă face să spuneți asta? Probabil, să spun, multiplele mijloace de informare, schimbarea de generații, foarte atenți tinerii. Deci observ la emisiunile la care merg o creștere a ratingului, așa, în special între 25 și 55 de ani. Toată lumea îmi spune, domnule, extraordinar. Se uită oameni care au o situație, sunt interesați, au o altă mentalitate. Deci sunt un lucru foarte, foarte important. Am plecat de la 85% Ion Iliescu, votanți. Și cred că astăzi procentul este întors. După 28 de ani de luptă am reușit să schimbăm, să înțeleagă lumea, să-i determin să înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat după 22 decembrie și domnule Mărieș, nu pot să nu vă reamintesc și să reamintesc tuturor că partidul domnului Iliescu este la putere după ce a câștigat alegerile din 2016, da, cu un scor zdrobitor. Da. 18 dintr-o 100 votați. Bun. Deci cam acolo suntem, da, nu greșesc mult, între 15 și 18. E o altă analiză, deci e un partid care domină viața politică din România în urma unor alegeri care nu au fost trucate, nu? Nu au fost trucate, sau, mă rog. Nu, au fost, adică vorbim de alegeri comuniste. Un absenteism groaznic în partea cealaltă. Sunt mii de cauze, deci votul urnelor, verdictul urnelor este legitim. Asta nu schimbă procentul care eu vi-l spun, pentru că dacă facem analiza, 18% dintr-o 100 care au votat. Sunt, repet, PSD-ul e, nu mai știu sincer să vă spun dacă e un pic, dacă nu văd de ce n-ar fi, a fost an de zile președinte de onoare al PSD-ului. Dar este și acum, pe asta vreau să vă spun. Este și azi președinte de onoare al PSD-ului. Exact asta vreau să vă spun, nu mai știu de când i s-a dat acest titlu, dar este și ziua de azi. În momentul în care mai este președinte al României, este președinte de onoare. Și atunci... E un hiatus aici. Da, eu când spun că s-au schimbat mentalități și că mult mai multă lume privește spre noi și înțelege ce s-a întâmplat atunci, mă refer la, în primul rând, la tot ce observ pe stradă. Gândiți-vă că în 1990 nu puteai să spui pe stradă nimic de Ion Iliescu, îți dădea în cap, te înjura și riscai să nu mai ajungi acasă. Da, da. Pe când acum lucrurile...
Erai considerat ca trădător de țară. Trădător de țară, da. Deci, dumneavoastră ați venit în România, ați intrat în țară după 22 decembrie? Pe 22. 22. Eu vă dau dreptate să percepeți ca o lovitură dată de către gruparea pro-sovietică, nu poate să, nege nimeni că acea grupare care a preluat, începând cu seara de 22 decembrie, destinele conducerea României, a fost una pro-sovietică. Sigur că era și Mazilu pe aici acolo. Aici sunt mai multe interpretări. Ideea generală, pe care am exprimat-o de multe ori, este că a fost o luptă internă pentru putere în rândurile celor din linia a doua a Partidului Comunist Român. Și a câștigat una dintre aceste grupări condusă de Ion Iliescu. Iar n-am să vă contrazic, dar toate acestea s-au întâmplat după 22 decembrie. Nu, eu n-am zis înainte. Și atunci dați-mi voie să spun că perioada 14, pentru că n-am să omit Iașu, chiar dacă a fost un singur om, dar n-a fost unul, a fost mai mulți, care au fost reținuți pentru că au încercat să mobilizeze lumea acolo, dar în special 15, 16, 17 decembrie Timișoara, 19 Lugoj, 21 Arad, Sibiu, Brașov, București și alte orașe, și până la alungarea lui Ceaușescu, eu am trăit în seara de după masa și seara de 21 decembrie momentele de confruntare dintre noi și ei, și am să vă reamintesc că în 21 decembrie în piața universității au fost prezenți atât Iulian Vlad, șeful securității, cât și Vasile Milea, ministrul apărării, cât și șeful, fratele lui Ceaușescu și șeful școlii de miliție securitate, Andruța Ceaușescu, cât și șeful Ministerului Apărării Naționale, ministrul Apărării Naționale, acel Tudor Postelnicu. Deci toți au fost acolo, toți au avut mobilizați oameni împotriva demonstranților de la București. Păi, dar era normal într-o dictatură. Era absolut logic ca cei mai importanți factori de represiune să fie prezenți în momentul în care există o revoltă fără precedent. Putea să lipsească unul. Putea să nu fie tancurile, deci, puteau să fie doar securiștii sau invers, putea să nu fie securiștii. Deci ce încercați să-mi spuneți? Încerc să vă spun că n-am să pot niciodată să renunț la anumit revoluție, ceea ce s-a întâmplat până în 22 decembrie la alungarea lui Ceaușescu. Nu, suntem de acord, oamenii s-au revoltat, sincer, și a fost o revoltă puternică. Ce s-a întâmplat după 22 decembrie, nu odată am spus. Una nu o șterge pe alta. Să fiu sincer, sunt prea mic în ecuație, nici nu m-aș băga să deslușesc câte servicii au trimis oamenii la Oala cu Sarmale. Era normal. Fiecare, când miroase a... E normal. Da? E normal să-și trimită oamenii în teren. Ce confruntare a fost? Cert este că această confruntare apare după momentul 17, ora 17 a zilei de 22 decembrie, când Ion Iliescu vine de la Ministerul Apărării, unde își aranjase împreună cu armata, să zicem așa, funcțiile și coordonarea, și se afișează în balconul Comitetului Central, de unde se adresează cu stimați tovarăși. Ori în momentul în care această mulțime, și nu puțină, oricum sute de mii de oameni aud discursul, o parte erau în spatele CC-ului pe bulevard, erau 1 milion de oameni în stradă în 22 decembrie, acești oameni reacționează și scandează fără comuniști, jos comunismul, enervează, nu suntem tovarăși, deci trei lozinci profund anticomuniste. Acest lucru i-a speriat că ar putea să piardă puterea, și la o oră și jumătate după acest discurs, practic începe diversiunea criminală din care rezultă peste 900 de morți și câteva mii de răniți. Bun, mai e un argument pe care ați vrea să-mi dați direct și personal, ca să spun așa, pentru că știu că ați fost printre primii care ați intrat în CC. Eu, când am venit ca jurnalist, am venit de la Timișoara, deci mi-a trebuit puțin timp să ajung până la București, și am făcut o constatare extrem de simplă cu care m-am certat, pentru care m-am certat cu multă lume. Deci, în piața Comitetului Central, în piața Palatului, toate clădirile erau făcute dantelă, da? Începând de la Biblioteca Națională, vorbeam mai direct. Au luat foc! Tot... În afară însă de sediul puterii, și dar, special de balcon, care n-avea o urmișoară de glonț pe el, niciodată. Aici este explicația, după părerea mea. Și știm de asemenea, și ați fost acolo, că au fost lupte interne și fizice și cu focuri de armă pe culoarele CC-ului. Și la subsol în special. Da. Deci,
acolo s-au întâmplat lucrurile astea, nu știu cine poate determina exact cine, cei care la fotbal, au fost mai multe echipe, a fost un campionat, e tragic, dar mă rog, puteți să mai zâmbim și de, și a ieșit facțiunea Iliescu, ok, dar pe mine ce mă surprinde în continuare este că, repet, avem această discuție 30 de ani după și până atunci, de atunci nu s-a întâmplat absolut nimic, practic, nu, lucrurile n-au avansat, nu știi ce s-a întâmplat, opinia publică nu știe, facem încă supoziții și stăm să avem dialoguri pe care le-am mai avut domnule Mărieș împreună la începutul anului 1990, în ianuarie. Dumneavoastră, prin întrebare, v-ați dat și răspunsul. Deci când spuneți nu s-a tras la Comitetul Central, sau mă întrebați, nu în s-a tras comitetul, în Comitetul, în clădire, adică exact. Vorbim de afară, n-a fost acțiune exact. Pe fațeta clădirii și spre balcon. Știți bancul ăla, da? Tovarăș, nu e întâmplător. Nu e întâmplător. În balcon au fost toți. Deci la ora 5 a venit și aripa Gușa Armatei și aripa Stănculescu. A venit și aripa pro-americană Mazilu, a venit și aripa pro-sovietică Iliescu și alții. A venit, să spunem, și Petre Roman, care cumva spunea, domnule, eu am fost în Franța, la Toulouse, era pro-occidental el. Dacă ar fi existat aripi între ei, cealaltă ar fi reacționat și ar fi lichidat pe unul din aceștia în balcon. Era cel mai facil. Nu știu, astea ori sunt... netrăgându-se deloc în balcon înseamnă că între ei era o unitate de nezdruncinat. Ei se înțelesese la Ministerul Apărării, rezolvase problema, nu aveau dușmani în interior și drept dovadă că a trebuit să inventeze teroriștii, adică un dușman. Bilanț provizoriu. Emisiune realizată de Nicola Don. Suntem cu Doru Mărieș astăzi dimineață, președintele Asociației 21 decembrie 1989. E aici vroiam să ajung. Pe mine m-a frapat ca martor și ca jurnalist, personal. Foarte mult. Punerea sub urmărire penală pentru exact aceleași infracțiuni, infracțiuni contra umanității, care... pe care procurorii le reproșează lui Petre Roman, Ion Iliescu și Gelu Voican Volculescu, a domnului Todor Brateș, care era crainicul TVR, care anunța sistematic asalturi de legiuni, am revăzut imaginea, legiuni de teroriști străini veniți să ia cu asalt televiziunea și centrele Noi Puteri Revoluționare. Ca jurnalist, mi-am petrecut zile și nopți alături de mulți alți confrați de toate naționalitățile, căutând cu lumânarea picior de terorist în toată țara asta, până spitale, până subterane, până unde vreți dumneavoastră, și nu am văzut absolut nimic care să semene nici pe departe cu așa ceva. De ce au trebuit 30 de ani și pentru asta? Pentru ca să revenim la un slogan care se... strigat de multe ori în piață și în diverse piețe, ați mințit poporul cu televizorul? Ați dat și sacrificii. Presa străină venită aici, sunt 8 morți. Sigur, noi cunoaștem, sau opinia publică știe de Calderon, de Dani Huve, de... ziaristul englez în scapă. Au fost mai mulți. Aici permiteți-mi să mă opresc puțin, pe o notă prea personală și e foarte ciudat cum destinul aranjează uneori lucrurile. Am avut vești de la Patrice Duterte, care era cameramanul lui Jean-Louis Calderon, când au murit împreună, când erau, puteau să moară împreună. Dacă ar fi fost, că și asta e bine, că poate mai spulberăm o mie, deși am spus-o și eu de foarte multe ori, Calderon a murit pentru că s-a plasat în spatele unui VAB și e o greșeală tehnică. N-a fost niciun fel de atentat, niciun fel de spion, niciun fel de lucru se poate spune decât despre Dani Huve, belgian. Mă rog, dar nu intrăm în detaliile acolo astea. Acolo e o chestiune într-o unitate militară, mă rog, se știe tot. A fost pur și simplu lichidat. Deci, dincolo de asta... Nu, am vrut doar să spun... Da, știu, suntem, era normal, noi ne făceam treaba, eu aveam încă, ca să lămurim și asta, aveam un mare avantaj față de toți confrații mei, de vorbeam limba, normal, m-am născut în România. Da. Deci asta e tot, dar rest eram ca oricine. Acum revenim la crainic. Crainicul era crainic. Domnul Brateș. Nu el decidea ceea ce se transmite. Da, dar avea un entuziasm revoluționar extraordinar. Entuziasmul l-au avut toți atunci, l-a creat diversiunea, le-a plăcut să se joace și, din păcate, s-a jucat cu viețile oamenilor, creând teroare în întreaga țară. Pentru că ce e altceva terorismul decât
faptul că au folosit cele două mijloace de informare în masă la momentul respectiv, Televiziunea Română și Radio România, pentru a crea teroare. Zvonistica care a plecat. Apa este otrăvită, se atacă tare baraj, teroriștii ies din catacombe, teroriștii sunt securiști, deci sunt din legiuni străine, dar sunt teroriști și securiști. Și în special palestinieni și arabi, nu mai țineți minte. În prima fază securiști, ca să introducă securitatea să o anihileze. Da? Dar e asemenea, iertați-mă, deci e de o prostie fără margini să poți să crezi că poți să prindă. Poate că, dar eram ieșiți din comunism. Orice se spunea la televizor se credea. Nu era de vină poporul după două ore de informații. Deci credeți-mă, am căutat palestinieni și arabi de n-a venit rău. Da, 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 dar nici n-ai mai văzut vreun măzliniu plimbându-se pe stradă. Nu e vorba de culoarea pielii, e vorba de... Nu, în sensul de arab, că așa îi recunoșteam. Dar nu erau străini, deci nicăieri, de niciun picior de străin. Până prin martie nu-i mai vedeai, nu mai vedeai niciun picior de arab. Nu știu, dar mă rog, era stupid, dar mă rog. Problema este următoarea. Teodor Bratiș a primit, așa cum rezultă din dosar, și probele acestea sunt de mulți ani în dosar, s-a format un comandament care coordona tot ce era știre pe Televiziunea Română în acele zile. La etajul 11. Acolo era domnul Marțian, domnul Brucan, care coordonau, care trimiteau bilețele, iar domnul Bratiș, practic, era doar omul crainicul care... Spuneam ieri, într-un alt interviu, că, din păcate, după 28 de ani, avem câțiva brateși prin unele locuri care încearcă să facă același lucru. Adică, domne, nu se poate, nu e bună încadrarea, nu... Ce e asta după 28 de ani? Stați puțin, nu vreau să intru într-un caz care va fi tranșat de tribunale în principiu, dar... Nu, mă refer la domnul Brateș, dar n-ar fi imposibil să fi chiar crezut ceea ce citea la momentul respectiv. Felul în care s-a manifestat în cei 28 de ani, eu încerc să spun, domnule, nimeni nu e vinovat. Sau sunt vinovați foarte puțin la vârf, chiar și cei de la vârf puteau să fie dezinformați de către structurile speciale, de armată și așa mai departe. Dar felul în care s-au manifestat în toți acești 28 de ani ostilitatea față de această asociație și față de noi, cei care ne-am luptat pentru adevăr, niciodată n-au fost de partea noastră, niciodată nu și-au dorit acest lucru. N-au dorit să facă lumină nici măcar până în 22 decembrie, când ei n-aveau niciun fel de implicare. Ion Iliescu n-a avut nicio implicare. El n-a fost în Timișoara, el n-a fost în București pe 21 cu noi. El a apărut în după masa de 22 decembrie, după ce totul era rezolvat și dictatorul alungat. Armata preluase și subordonase toate structurile de forță, miliție, securitate și grăzi patriotice prin ordin. Deci el a apărut atunci când lucrurile erau curate. Când poporul, practic, învinsese, revoluția, practic, trebuia, din acel moment, să nu se mai tragă niciun glonț, să formeze noile structuri ale statului, în regulă, pe principii democratice, și trebuia cam aici să ne oprim. Și așa făcuse Ceaușescu și acoliții lui suficiente victime până în 22 decembrie. Ei, domnul Bratiș n-a fost străin. N-a fost străin de ceea ce spunea, știa că nu toate sunt comestibile, ca să nu spun altfel, și a continuat să facă cu mult zel acest lucru. Repet, principalul vinovat nu este cel care transmite, este cel care dă ordin sau cel care are puterea de a decide ceea ce se transmite către populație. Bun, haideți să mergem puțin mai departe. Ce sperați, din punctul noastră de vedere, deci, de la această începere a urmării penale? Adică aveți un calendar? Cum vedeți lucrurile pe viitor? Pașii, etapele? Niciodată asociația nu a avut forța să facă calendar. Niciodată. Suntem o asociație mică. Păi da, asta nu înseamnă că nu încercați și încercați de 28 de ani. Încercăm, am încercat tot timpul să contracarăm toată ostilitatea care ne-a fost... Bine, stați puțin, deci încă o dată să planificăm, să clarificăm pentru cei care ne ascultă, sunteți parte implicată, da? Deci sunteți moral parte, da? Juridic, cât uși de puțin, juridic. Moral 100%, pentru că, repet, dacă acest dosar e tratat astăzi, este grație sau din cauza noastră, personal. Înțeles. Și plus mulțumesc. Asociația. Mulțumesc, deci sigur. Moral veți fi acolo tot timpul, deci aveți o cunoștință a dosarului, vorbiți jurnalistic pur aici, da? Lăsăm moral la o parte. Deci, cunoașteți dosarul mai bine ca toată lumea, deci puteți, poate anticipa puțin, asta mă interesează. Asta e cu totul altceva, asta pot să fac. Calendar, repet, nu am cum să fac. N-aveți cum. Mi-au făcut ei calendar timp de 28 de ani, adică
Când l-am redeschis, erau închis. Când iar l-am redeschis, iar l-au închis. Când am venit cu decizii CEDO multiple, erau închis în 2015. Adică tot timpul ne-au dat sau și-au luat satisfacția de a-mi arăta și de a-mi arăta și de a arăta în primul rând urmașilor, că sunt familie urmașilor, sunt cei mai... Ce se întâmplă cât începând sunt de puternici? Acum? Cât sunt de puternici? Asta ne-au arătat ștrangulând, repet, justiția. Acum ce se întâmplă? În primul rând sper să nu se mai oprească, să continue. Concluziile la care s-a ajuns și care au fost transmise în această săptămână către opinia publică, pentru prima dată aș putea spune că sunt unele corecte, și aproape în unanimitate presa recunoaște că începând cu seara de 22 decembrie România a avut loc o diversiune, presa transmițând la rândul ei ceea ce a aflat de la secția parchetelor militare. Lucru care noi îl susținem de 28 ani. Acești procurori, în opinia mea, echipa care este astăzi și coordonează dosarul, nu cred că este în măsură să finalizeze la nivelul de a pune sub urmărire cel puțin comandanții de unități care au acționat, avem jurnale de luptă, am spus, avem proba, conducerea Frontului Salvării Naționale și conducerea Ministerului Apărării Naționale, cele două componente, militar și civil, care nu au făcut altceva în 22 decembrie decât să se unească sub o singură cupolă care s-a numit Consiliul Militar Superior. Consiliul Militar Superior, practic, a coordonat... Vorbim de câți oameni pe ansamblu estimați de dumneavoastră a fi responsabili? Deci, noi am pus 10 de persoane atunci când am făcut plângerea. Sunt indicate de noi aceste persoane, nu le-a găsit procurorii. Sunt pe persoană fizică. Așa. Repet... Deci, dosare potențiale în ochii dumneavoastră ar fi câte? Zeci, sute? De oameni puse sub urmărire. Vorbim pe persoane fizică, da. Da, 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 da. Sute de persoane ar trebui puse sub urmărire, pentru că bun, dar haideți să revenim, la cei trei, poate și la cei patru, haideți să revenim la bine, sunt carpii vizibili, aveau, da? Aveau început, o să pună sub urmărire în fiecare săptămână, 7, 5, 10. Credeți? Da, absolut. Absolut, păi nu se întâmplă altceva decât să revine la situația inițială din 2007. Adică le aduce la cunoștință noua încadrare, atât. Bun, atunci, da, erau pentru genocid, acum pentru crimă împotriva omenirii. Da, pentru că s-a schimbat legea. Da, genocid, nu e nici măcar crimă contra umanității. M-am uitat și eu din nou pe text, asta este expresia franceză, în românește termenul corect este infracțiune contra umanității. Contra umanității, da. Nu e un termen foarte fericit, dacă putem comenta, dar mă rog. E prea și de asta aici vreau să ajung. Este foarte vag, de ce? Pentru că chiar dacă se cheamă genocid sau chiar dacă se cheamă crimă... sau tratamente neomenoase, cum era un vechi cod de procedură? Noțiunea este extrem de greu de dovedit în fața tribunalelor. Nu fac niciun fel de paralelă, dar au fost procese în istorie care au arătat cât de greu este să dovedești temeinic, adică juridic, așa ceva. O să vă dau un exemplu care o să, după care o să, sunt convins că o să deveniți mai optimist și dumneavoastră și cei care ne ascultă. Avem încadrare pe crimă, pe tratamente, pe infracțiuni contra umanității în dosarele anilor 50. Avem două cazuri, Vișinescu și Ficior. Da, care sunt în închisoare. Sunt în închisoare. În acele motivări, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție invocă decizia Asociației 21 decembrie la CEDO. Avem dosarul generic numit Mineriadă, 13-15 iunie, care are încadrare, puși sub urmărire aceștia și alții, trimis pe instanță, va fi termen la Camera de Consiliu, termen final, sfârșitul lunii iunie, 27, 28, 29 s-a dat termen pentru a se pune concluziile și vom ști dacă mergem cu el, începe practic propriu zis procesul. Și acum revoluția e la mijloc. Interesant, nu? Interesant că, dar deci putem, încadrarea este dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Nu înțeleg un lucru, că suntem din 1994, am aderat. Și cu alte cuvinte, vreți să-mi spuneți cu subiect și predicat obligați să urmeze o jurisprudență europeană. Și normal, jurisprudența europeană bate jurisprudența română. Păi da, pentru că renunțăm la o parte din suveranitatea
Da, n-am să vă explic dumneavoastră cum e cu întârzierea, cum e cu pierderea dosarelor, cum e cu rea voința, cum e cu rea credința, cu ieșirea la pensie. Sunt un milion de posibilități. Absolut, le-am trăit pe toate. Deci am mers până acolo, încât în 2007 am început și n-am terminat, și e bine să precizăm acest lucru. În 2007 Curtea Constituțională a decis că dosarele pleacă la civil. Au plecat la civil, le-au ținut închise. În 2014 multiple decizii CEDO, solicităm, redeschideți. Se redeschide, redeschid mineria, dar închid Revoluția. 2015 închid Revoluția. La diferență de o zi sau două. Incredibil, adică de neconceput. Aceiași procurori. Păi, și atunci din asta vă spun, e un nonsens foarte ionescian, de altfel, dacă suntem la un radio franco-român. Ce au făcut? De ce s-au întors dosarele la secția militară din moment ce au fost la secția civilă pentru decizia Curții Constituționale? În 2014, la schimbarea codului de procedură, au reintrodus că aceste dosare în care sunt implicați militari și civili se întorc, adică sunt de competența secțiilor militare. Păi se mai schimbă codurile odată, legile, nu sunt împăcare de schimbare a legilor și a codurilor. Atunci devenim complet nebuni, cel puțin mă refer aici la cei care vor... E procesul la care asistăm astăzi. Da, asistăm, corect, dar să vă spun ce s-a întâmplat. Atunci apelez printr-o solicitare la avocatul poporului, Victor Ciorbea, face o acțiune în interesul legii către Curtea Constituțională și cere Curții Constituționale dacă acel articol în care dosarele sunt restituite de la civil la militari este constituțional sau nu, pentru că în urmă cu 7 ani, Curtea se pronunțease. Nu, merg la civil. Și Curtea spune da, este constituțional. Deci Curtea și încalcă în 2014 propria, sau 2015 suntem propria decizie. De asta vă întreb. O mai face o dată? Păi și de ce nu atunci? Da, e posibil. Cunoașteți expresia fără număr? Asta mă miră optimismul dumneavoastră. Da, CEDO, da, jurisprudență, da, țară europeană, dar care funcționează de o manieră total imprevizibilă. Cu certitudine pot să fiu optimist pe un lucru. Aceste crime nu se prescriu. Și măcar atât că am salvat prescrierea lor și nu e puțin. De-aia continuați, domnule Mărieș, pentru că azi e 21, mâine e 22. Și pe 22 veți fi din nou în stradă. Da, 28 de ani de la începerea pieții universității. 21 aprilie, adică în urmă cu 28 de ani, eram pe străzi punând coroane. Deci era atâta emoție în București în urmă cu 28 de ani, încât în fiecare zi de 21, fiind ianuarie, februarie, martie, aprilie, ieșeam cu miile și depuneam coroane acolo unde s-a murit, la cimitir, universitate, Dalis, Romană, televiziune și așa mai departe. Mâine vom fi la universitate din nou. Vă reamintesc că au distrus monumentul lui Cristian Pațur, că este pentru a patra oară când practic fac acest lucru. Acolo este o poză a lui, o cruce, numele și o poză a lui și patru versuri din Imnul Golanilor, sigur cele care deranjează cel mai tare. Foarte multă lume se oprește. Da, precizați pentru cei care nu, că vă văd cu un surâs, mai eu am bine, și un surâs că îl știm. Mai bine mor decât comunist. E clară treaba. Mai bine huligan decât dictator, mai bine securist decât... Nu mai bine securist, mai bine securist decât activist, mai bine... Mai bine să termina cu mai mult mort decât comunist. Nu, mai bine mort decât comunist. Păi da, să termina cu mai bine mort mai decât bine comunist. Mort decât comunist, da. Emoția, știu. Deci, crede-mă că de câte ori îl cântăm și l-am cântat de sute de ori și la adunările generale, imnul asociației și îmi dau lacrimile în momentul în care îl cânt și văd în fața mea oameni care au participat atunci. În fine, l-am reparat, am reușit să reparăm, am reușit să reușim să-l remontăm și sigur că nu o să uităm să ne aducem aminte de cei care au murit în 13-15 iunie și nici de cei care au murit în 21 decembrie și după 21 decembrie în Piața Universității. A fost bilanțul provizoriu al săptămânii, semnat Doru Mărieș. Ne reauzim sâmbătă viitoare 10:10 aici la RFI. Weekend plăcut tuturor! Bilanț provizoriu. Emisiune realizată